Bună ziua tuturor și bine ați venit la această sesiune de consultare a Strategiei Naționale de Dezvoltare 2030. Noi trăim în vremuri destul de complicate. Omenirea trece prin schimbări care afectează nu doar viața fiecăruia din noi, dar vor fi definitorii pentru generațiile care urmează. Avem consecințele schimbărilor climatice, consecințele războiului din Ucraina, criză energetică, creșterea prețurilor și inflația atât în Moldova cât și la nivel global. Și toate acestea au impus un mod de operare a guvernului în stil de management a crizelor, chiar de la investirea acestui guvern. Totuși, persistența crizelor nu ne scutește de necesitatea de a gândi pe termen lung și de a avea o strategie de dezvoltare a țării dincolo de perioada scurtă și medie, dincolo de perioada unui ciclu electoral, dincolo de necesitățile imediate. Pentru că numai dacă avem obiective și viziune pe termen lung, putem aborda problemele și provocările imediate într-un fel care ne duce în direcția dezvoltării pe termen lung. Noi am elaborat împreună cu experți din societatea civilă Strategia Națională de Dezvoltare. Am actualizat-o. Dacă vă amintiți, pe 23 februarie am avut și o primă zi de conferință internațională la care intenționam să abordăm toate aspectele legate de strategie de dezvoltare a țării pe termen lung. Și pe 24 februarie orarul a fost dat peste cap, a început războiul din Ucraina și nu am mai continuat discuțiile și consultarea pe Strategia Națională de Dezvoltare. Și, de fapt, ne-am axat pe rezolvarea problemelor imediate și pe agenda noastră anticriză. În același timp, trebuie să perseverăm și trebuie să avem, noi suntem convinși că trebuie să avem această viziune de dezvoltare pe termen lung, de aceea, după ce am actualizat încă o dată Strategia Națională de Dezvoltare, am plasat-o în public pentru consultări aproximativ o lună în urmă și am primit peste 100 de pagini de comentarii, pentru care vă mulțumesc dumneavoastră, celor prezenți, celor care ne privesc pe online și societății civile în general. Aceasta arată că există un interes pentru direcția de dezvoltare a țării pe termen lung și abia aștept să aud opiniile dumneavoastră și în această sesiune. Vorbeam despre reactualizarea Strategiei Naționale de Dezvoltare. De fapt, acest document a avut o soartă cam nefastă, pentru că a fost inițial elaborat, cred că 3-4 ani în urmă. Prima actualizare a avut loc în 2019. Volatilitatea politică nu a permis aprobarea acestui document. Volatilitatea economică și persistența crizelor a generat necesitatea de a-l actualiza din nou și din nou, chiar și în ultimul an. Și ceea ce am făcut noi acum arată destul de diferit decât documentul inițial. Sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le aduc în evidență în această discuție. În primul rând, documentul este foarte mult centrat pe om și pe experiența fiecărui cetățean. Deci, de ce are nevoie un om pentru a-și realiza potențialul în Moldova, pentru a-și asigura
o viață fericită, pentru a avea un loc de muncă, a se simți protejat de stat, a avea acces la servicii și infrastructură de calitate. În același timp, un lucru care a lipsit în abordările precedente a SND-ului și pe care l-am adăugat chiar în toamna anului trecut, a fost aspectul de asigurare a păcii și siguranței cetățeanului. Vreau să subliniez că acest obiectiv a fost adăugat în Strategia Națională de Dezvoltare chiar înainte de începerea războiului din Ucraina, dar după 24 februarie, necesitatea deci asigurării coeziunii sociale, sporirii capacităților de asigurare a ordinii publice au ieșit în evidență și mai mult. În același timp, am făcut un lucru destul de mare pentru a aduce acțiunile din SND cât mai aproape de programele bugetare, astfel ca în procesul de planificare strategică să putem aloca bani clar pentru anumite obiective prevăzute în Strategia Națională de Dezvoltare. Și aici, dacă tot vorbim despre procesul de planificare, vreau să subliniez că Strategia Națională de Dezvoltare conține direcțiile principale, obiectivele principale, nu conține acțiuni foarte concrete decât proiectele mari, după care urmează procesul de planificare pe termen mediu de 3 ani, care se materializează în Planul Național de Dezvoltare și cadrul bugetar pe termen mediu. Și apoi, pe termen scurt, avem deja planurile operaționale și bugetul anual. Vreau de asemenea să spun că chiar dacă lucrăm la această viziune pe termen lung, noi nu suntem rupți de realitate. Am menționat că avem o agendă anticriză. Să știți că noi avem un document care conține acțiunile anticriză. Așa și nu l-am adoptat, pentru că el a fost un document de lucru, actualizat de fiecare dată când apăreau noi elemente de criză. Noi acest document îl vom publica, pentru că suntem convinși că am putea beneficia de sugestiile dumneavoastră, de opinia întregii comunități, întregii societăți civile referitor la această agendă anticriză și acțiuni pe termen scurt, dar acest document va rămâne unul de lucru pe care noi îl utilizăm pentru a gestiona situațiile neprevăzute care apar sau politicile care abordează consecințele crizelor cu care ne confruntăm. Eu am să-l rog pe domnul Dumitru Udrea, secretarul general al Guvernului, să prezinte în linii mari Strategia Națională de Dezvoltare. După cum am mai menționat, a fost publicat de o lună de zile. Avem aici reprezentanții tuturor ministerelor și autorităților publice pe care îi mulțumesc pentru lucru efectuat. Să știți că este un lucru destul de mare să lucrăm și în regim de pompieri și să gestionăm crizele și să facem chestionarul pentru aplicare la Uniunea Europeană, pe care sper că toată lumea l-a văzut că este o muncă enormă. Sunt volume și volume de analiză și o radiografie a situației în care se află Moldova acum și în același timp să gândim pe termen lung, să gândim cu conținut. Ați văzut în Strategia Națională de Dezvoltare sunt anumite proiecte absolut strategice pentru țara noastră. Să menționez doar câteva: autostrada Iași-Chișinău sau interconectarea liniilor electrice cu România. Vedem cât de important este această interconectare acum.
Sunt și multe alte lucruri pozitive pentru cetățeni, dar sunt proiecte pentru țară care nu ar trebui să depindă nici de crizele zilei, nici de circumstanțele politice, dar să fie o viziune pe termen lung. De aceea foarte mult sper ca după acest proces larg de consultări, strategia națională de dezvoltare să fie susținută de absolut toate forțele politice în Parlament. Aici mă opresc și ofer cuvântul domnului Udrea. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă prim-ministră! Bună ziua la toți! Vrem doar un moment să adaug că noi la fel avem și conectați prin platforma Zoom, care sunt la fel prezenți online și ne urmăresc. Acum colegii îmi spun că sunt în jur de 50 de participanți, care la fel vrem să-i salutăm. În linii generale, nu am să mă ofer la partea tehnică a acestui document, fiind un document destul de complex și ați avut ocazia să-l vedeți, dar mă voi opri în special la partea cea mai importantă sau de elementele cheie sau principale acestui document. În primul rând, vrem să atragem atenția asupra faptului că, așa cum și-a menționat doamna prim-ministră, acest document a suferit mai multe modificări și, în sfârșit, îl avem și actualizat partea ce ține de context, de aceea acest document este raportat la situația în care noi ne aflăm acum și de unde, de fapt, începem și de unde pornim și unde vrem să ajungem. Documentul, în mare parte, prevede, deci ca denumire, o vedeți, a fost un exercițiu și acesta destul de complicat, însă noi tindem să vedem Republica Moldova până în anul 2030 ca o țară prosperă, să fie rezilientă, inclusiv în contextul crizelor care acum ne afectează și în același timp, în contextul obținerii statutului de țară candidată la Uniunea Europeană, o vedem și europeană. În ceea ce ține deci filozofia de unde am început elaborarea acestui document este faptul că ne-am ghidat de acele 10 dimensiuni utilizate pentru măsurarea calității vieții la nivelul Uniunii Europene. Așa cum a și menționat doamna prim-ministră, în centrul acestui document se află cetățeanul, se află omul, și doar câteva din aceste dimensiuni europene și ele sunt transpuse în acest document, ține de nivelul de trai, ține de accesul la o educație, la sănătate și toate acestea le vedeți acum pe ecran. Direcțiile de dezvoltare a acestui document până în anul 2030, la fel le puteți viziona pe prezentare, doar am să menționez câteva din ele. Ține de, în ceea ce ține de, deci ne dorim să aplicăm cât mai multe inovații și îl vedem una din direcțiile până în 2030, la fel partea ce ține de educație, crearea locurilor de muncă și doar nu ca număr, inclusiv și creșterea productivității muncii și alte direcții care le puteți viziona acum. Documentul conține 10 obiective de dezvoltare, deci, în general, documentul este împărțit sau are la bază cele 10 obiective de dezvoltare și aș vrea să le menționez, fiindcă ele sunt foarte importante, și anume, creșterea veniturilor din surse durabile și atenuarea inegalităților, un sistem de protecție socială solid și inclusiv, asigurarea unui mediu ambient sănătos și sigur, îmbunătățirea condițiilor de trai, asigurarea unei guvernări eficiente, inclusive și transparente, îmbunătățirea sănătății populației, garantarea educației relevante și de calitate pentru toți, edificarea unui sistem de justiție echitabil, incoruptibil și independent, ridicarea nivelului de cultură și de dezvoltare personală și, ultimul și numai puțin important, promovarea unei societăți pașnice și sigure. Acum, în continuare, vrem să prezentăm care ar fi, deci documentul, pe lângă obiectivul general pentru fiecare din acele 10 domenii, presupune și obiective specifice și, numai puțin important, țintele la care noi ne dorim să ajungem în anul 2030. Și în prezentare vedeți câteva exemple de ținte, unele din ele, dacă să ne referim la
partea ce ține de obiectivul 1 a fost menționat de doamna prim-ministru și îl veți găsi, și partea de proiecte importante, și unul din proiecte în obiectivul 1 ține de autostrada Chișinău-Iași. Alte trei poduri la care deja am început să muncim, peste Prut sau conectarea cu România sau cu Uniunea Europeană. Și aici vreau să atrag atenția încă la un indicator, care îl vedeți acum în prezentare, ține de reducerea cu 50 a nivelului de sărăcie absolută și sărăcie în toate dimensiunile sale până în anul 2030. Dacă acum acest indicator este la 24, noi ne dorim să ajungem la cel puțin 10%. Referitor la obiectivul 2, îmbunătățirea condițiilor de trai, avem la fel câteva obiective specifice care vor fi transpuse în programe și proiecte concrete. Vreau să, la fel, să vin cu un exemplu de ținte și vreau să trag atenția că până în anul 2030 ne propunem ca accesul universal la apeduct al gospodăriilor casnice va crește la 95% și accesul la canalizare la 90%. Pentru obiectivul 3, garantarea educației relevante și de calitate pentru toți, la fel aș vrea să trag atenția asupra unor ținte și în special în ceea ce ține că până în anul 2030 rata de cuprindere în învățământul persoanelor cu vârstă de până la 19 ani va crește la 98%, iar participanții tinerilor și adulților, fiindcă considerăm că este foarte important să acordăm o atenție sporită procesului de formare continuă pentru adulți și tineri, ea va crește până la 70%. Obiectivul 4, ridicarea nivelului de cultură și de dezvoltare personală, cum vedeți, în graficul din partea dreaptă vedem o micșorare a numărului de turiști care vizitează țara noastră și înțelegem că aceasta este în mare parte cauzată de criza COVID, de situația pandemică, ea a scăzut semnificativ în ultimii ani de raportare. Însă noi ne propunem să revenim la același număr și să avem o creștere semnificativă în acest sens. Obiectivul 5, îmbunătățirea sănătății populației. Cred că cunoașteți cu toți că la noi speranța de viață este cu mult mai mică față de nivelul european, de ce ne propunem ca până în anul 2030 speranța de viață la naștere să o creștem de la, prin anumite politici și măsuri, să o creștem de la 69,8, care este conform ultimelor date, până la 72 de ani. Obiectivul 6, un sistem de protecție socială solid și inclusiv. La fel vreau să scot în evidență un indicator în ceea ce ține de cu raportul dintre pensia, limita de vârstă și minimul de existență, ca el să fie până în anul 2030 să atingem indicatorul de 115%. Să fie acoperit acel nivel și să avem o creștere peste. Obiectivul 8, edificarea unui sistem de justiție echitabil, incoruptibil și independent. Deci suntem la un indicator care noi îl considerăm unul foarte important pentru a arăta progresul în ceea ce ține de reformarea sistemului de justiție. Un indicator care este mult utilizat pe plan internațional ține de indicele lipsa de corupție în justiție și el se măsoară de la 0 la 1. Ne propunem să-l creștem până la 0,8 până în anul 2030, fiind acum prezent la un nivel de 0,36. Obiectivul 9, promovarea unei societăți pașnice și sigure, la fel sunt niște indicatori și înțelegem că, sau avem ultimele date, percepția populației privind siguranța, la moment, din păcate, o avem la 30% și ne propunem ca până în anul 2030 să ajungem la un nivel de cel puțin jumătate din populație să se simtă sigură. Obiectivul numărul 10, asigurarea unui mediu ambient sănătos și sigur. Unul din indicatorii țintă, care sunt cu mult mai mulți și asta este specific pentru fiecare obiectiv, unul din indicatori în care vreau să scot în evidență ține de gradul de împădurire a țării, și creșterea acestuia de la 13,4%
4%, cât este în 2021, la nivelul de 16,3% în 2030. La fel vreau să menționez, de fapt, documente de politici tot timpul au fost documente scrise foarte bine, însă tot timpul au fost carențe în ceea ce ține de implementarea acestui document, de ce considerăm că este foarte important să avem un mecanism foarte clar și corelat cu partea ce ține de responsabilitățile instituțiilor în implementarea acestui document și corelarea acelor deziderate din acest document cu resursele financiare. De aceea ne propunem să pilotăm chiar anul acesta, după adoptarea acestui document, care noi îl vedem ca fiind un document a întregii societăți, de aceea foarte mult ținem la procesul de consultare publică și dacă astăzi avem acest eveniment, ne dorim ca, zicem, după acest eveniment, dacă mai sunt careva comentarii, noi le vom accepta încă până la 1 septembrie ca să reușim să ne integrăm în acest proces de planificare strategică. Ce urmează mai departe, de fapt, este acest document va fi adoptat de către Parlament. Deci el este un document a întregii societăți, nu este un document a Guvernului. Ca mai apoi acest document să fie transpus în alte documente de planificare strategică, așa numit în Programul Național de Dezvoltare, un document de priorități care derivă din Strategia Națională de Dezvoltare, este un document pe 3 ani și el va fi corelat cu cadrul de resurse bugetare pe termen mediu, care este elaborat de către Ministerul Finanțelor și în același timp noi vom face o cuantificare, deci vom veni cu care sunt costurile pentru implementarea acțiunilor respective, care sunt resursele bugetare alocate, care este lipsa de fonduri de care noi avem nevoie și atunci cunoaștem cu toții cât de important este această viziune și acest document pentru partenerii noștri externi de dezvoltare și ei sunt în așteptare pentru a corela strategiile de asistență pe țară cu acest document important. De aceea, acest exercițiu de cuantificare a necesităților, noi îl vom face și îl vom prioritiza astfel încât partenerii externi de dezvoltare să aibă o viziune foarte clară, care sunt necesitățile de suport și ca aceste necesități să fie corelate cu atât cu documentul de dezvoltare a țării, cât și cu strategiile de asistență. Referitor la termenul pe care și mai apoi din Programul Național de Dezvoltare pe termen mediu și cadrul de cheltuieli pe termen mediu vor deriva planul de acțiuni a Guvernului și care va fi pe parcursul unui an și el va fi la fel corelat cu bugetul. Deci avem alocările financiare pe un an și planul de implementare sau planul de acțiuni pentru implementarea politicilor la fel pe un an. Deci avem corelarea dintre cadrul de politici cu cadrul de resurse. Doar în final vreau să alocăm mai mult timp discuțiilor și sunt sigur că aveți întrebări sau comentarii la acest document. Ce urmează? Odată cu finalizarea procesului de consultări publice, acest document va fi aprobat în guvern. Ne propunem să o facem asta în luna septembrie. După aceasta, acest document va fi expediat în Parlament pentru consultări parlamentare ca în cel târziu, în luna noiembrie, acest document să-l avem adoptat de către Parlament. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc foarte mult, suntem gata să auzim careva comentarii sau întrebări. Vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, excelențe, vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație și pentru acest proces de consultare. Mă numesc Mariana Ruf, Asociația Business-ului European și în numele asociației, evident că salutăm elaborarea unui astfel de document, care de fapt arată și conturează o linie directorie pentru dezvoltarea țării, deși, exact cum a spus și doamna prim-ministru, nu este o primă tentativă, tot au fost tentative până acum, ori problema rezidă în implementarea acestor acțiuni, exact ce a spus dumneavoastră, domnule Udrea. Noi am făcut și noi un exercițiu de consultare repetată, de fapt, acțiune pe care o face orice asociație de business din țară pentru a verifica la moment, în special după toate crizele care continuă de altfel, poziția business-ului și avem și noi un draft de document
care va fi finalizat foarte scurt. Oricum, astăzi am venit cu aceste priorități pe care businessul le identifică, nu o să le enumer pe toate, mă voi opri doar asupra celor aspecte pe care nu le-am considerat suficient reflectate în această strategie, înțelegând totodată că este un document cadru și conștientizând că unele din aceste acțiuni sunt regăsite în umbrela unora din obiective listate și prezentate de către dumneavoastră. Ca să trec la subiect, în primul rând, businessul este foarte preocupat de securitatea energetică, de domeniul de renovabile și considerăm absolut imperios să se regăsească în mai multe detalii acest domeniu în strategie, pentru că se doresc pași foarte clari cât privește securitatea energetică, în special în contextul majorării deci prețului, în special în contextul crizelor și totodată în contextul faptului că Republica Moldova importă aceste resurse și la moment suntem și într-o criză geopolitică. În al doilea rând ne referim la securitatea alimentară și accesul la apă. Toată lumea bate în clopote referitor la secetă, tot globul pământesc, toate continentele deja bat în clopote despre accesul limitat la apă și această problemă devine inclusiv deja o problemă pentru Republica Moldova, pentru că dacă urmărim nivelul de apă în râuri, inclusiv în Dunăre, de care depindem și ca logistică, și ca resursă de irigare, și ca acces la apă pentru populație, deci și pentru dezvoltarea business-ului în mai multe domenii, etc. Deci deja există probleme pentru barjele care circulă pe râuri, pentru că a scăzut nivelul de apă și, respectiv, Moldova este vizată în acest context. Ne mai vorbim de poluarea apei care nu se controlează suficient, ne mai vorbim despre accesul de apă care va fi o problemă. Deci noi vrem să alertăm autoritățile publice referitor la acest lucru, pentru că deja și Statele Unite și Uniunea Europeană bate alertă în acest sens. Repet, nemijlocit accesul la apă și cum acesta va avea loc pe parcurs. Infrastructura. Mă bucur foarte mult că ați făcut referință la aceste programe care țin de conexiune la construcția de poduri, inclusiv când vorbim despre domeniul energetic, ne referim în speță la căile ferate, pentru că inclusiv ceea ce se întâmplă azi cu cozile în vamă, dacă am prioritiza în contextul infrastructurii construcția și dezvoltarea și ajustarea liniilor și căilor ferate ale Republicii Moldova la standardele europene, asta ne-ar ajuta mult să decongestionăm fluxul și traficul de peste 25 de kilometri care s-a remarcat zilele acestea la mai multe puncte vamale. Deci, pe de o parte, vorbim de majorarea de cote pentru produse alimentare și, pe de altă parte, avem exportul de cereale la moment din Ucraina, deci evident că cozile acestea au crescut de N ori. Noi trebuie pe viitor să prevedem și să asigurăm o decongestionare prin implicarea și altor posibilități și soluții logistice, una din care sunt căile ferate și punem un accent sporit pe această soluție. Criza demografică legat de resursa administrării publice și aici aș vrea să dezvolt foarte pe scurt acest subiect. Deci noi vorbim despre faptul că Republica Moldova a obținut statut de țară candidat. Noi vorbim despre o listă de reforme pe care și le-a angajat Guvernul și Parlamentul Republicii Moldova. Societatea și comunitatea de business este aici, nu doar asociația noastră. Mai multe asociații s-au implicat împreună cu Consiliul Economic și am pus pe masă o sumedenie de propuneri legislative la pachet. Deci, începând cu nota informativă, terminând cu textul hotărârilor de guvern, doamna Cantaregiu știe foarte bine, acest lucru l-am făcut și pe REP și domnul Tarlev știe foarte bine că am lucrat absolut fructuos pe comerțul electronic. Sunt și mai multe exemple care pot fi demonstrate. Dacă pe partea cealaltă nu vom avea echipe bine plătite, competente, instruite, care să poată să implementeze, exact cum a spus domnul Udrea, aceste pachete legislative, inovative, noi pentru noi, noi nu o să putem avansa. De aceea solicităm majorarea salariilor pentru funcționarii publici, solicităm completarea acestor echipe și instruirea lor, pentru că reformele sunt imposibile în alt mod. Iar pe de altă parte,
revizuirea din rădăcină a sistemului de educație, începând cu cel din grădiniță, școală și universitate. Deci, din păcate, curicula la facultățile de contabilitate, finanțe, alte domenii economice, ele nu se potrivesc cu ceea ce cere piața. Haideți să susținem sectorul educațional, profesorii care și ei sunt slab plătiți, să putem să consolidăm acest proces. Deci noi, ca asociație, deja suntem implicați în câteva programe, doar că nu facem față la necesitatea ceea ce cere piața, iar tinerii în continuare pleacă. Eu aș vrea să închei aici, reiterând în mod repetat disponibilitatea asociației noastre, a resurselor noastre umane, de competență, de expertiză, pe care vi le punem la dispoziția dumneavoastră, cu mult drag și cu multă speranță că lucrurile pot fi și deja s-a demonstrat că pot fi avansate, pot fi îmbunătățite, doar că trebuie să ne grăbim, pentru că acum avem această șansă unică. Vă mulțumim și vă dorim succes! Eu vă mulțumesc mult! Într-adevăr, toate aceste subiecte sunt abordate ca linii strategice în Strategia Națională de Dezvoltare, dar poate ar trebui să adăugăm anumite detalii. Vom examina neapărat propunerile Asociației Businessului European. Un lucru care vreau să-l spun legat de căile ferate este că o problemă pe care businessul o va înțelege foarte bine este incertitudinea. Pentru că la moment noi avem o creștere a fluxului de mărfuri, dar nu este clar dacă se deschid porturile și când se deschid porturile, dacă acest flux poate fi susținut, și de aceea este foarte greu de estimat randamentul unor investiții. Totuși, noi credem în dezvoltarea căii ferate, în ecartament european și deci investiția în calea ferată o vom face, dar asta este o provocare pentru noi să estimăm exact care ar trebui să fie volumul investițiilor și cum trebuie, adică unde anume trebuie să fie aceste investiții orientate. În același timp, vreau să vă asigur că vom avea în PND sau în planificarea pe termen de 3 ani, pe termen mediu, vom avea un nivel mai mare de detaliere, astfel ca să fie făcute acei pași specifici, concreți, pentru a ajunge la această viziune de dezvoltare. Și da, noi suntem de acord că trebuie să sporim capacitățile, lucrăm și la un nou sistem de salarizare și la o strategie de reformă administrativă. Toate acestea vor fi finalizate în următoarele câteva luni până la sfârșitul anului. Mersi. Vreau doar să completez prin faptul că, așa cum am menționat, acest document este un document foarte general, cu ținte, obiective generale, și mai apoi vom veni cu acțiuni specifice. Dar, totodată, în acest document noi am inclus o listă importantă de proiecte la care noi ținem și ele sunt evidențiate în acest document, fiind unul vizionar. În același timp, noi am vrea ca societatea să cunoască care sunt principalele proiecte sau de amploare, mai bine zis, fiindcă nu ar fi corect să zicem că unul este mai puțin important, fiindcă ele toate sunt privite în complex. Și cred că, cu permisiunea doamnei prim-ministru, aș vrea să le enumăr, fiindcă ele sunt foarte importante și doar câteva din ele este o listă mai mare și le găsiți în acest document. Noi am menționat deja despre autostrada Chișinău-Iași, acele trei poduri. Vreau în ceea ce ține de condițiile de trai să mai venim cu unele precizări în ceea ce ține de... Deci noi vom construi și reabilita sisteme de canalizare și stații de epurare în toate localitățile, cu un număr mai mare de 15.000 de locuitori. Totodată, la fel, proiecte pe domeniul educației este că vor fi instalate terenuri de joacă sigure și adaptate în fiecare comunitate, în proporție de un teren pentru 20 de copii. Un alt proiect care la fel se regăsește ține de că vor fi create licee modele
în toate orașele poli de dezvoltare regională. Despre spitalele regionale deja societatea cunoaște mai mult ceea ce ține de spitalul regional de la Bălți și Cahul și alte proiecte care la fel le găsiți. Deci el conține atât partea de obiective de dezvoltare și ținte, cât și o listă de proiecte importante și de importanță națională. Bună ziua! Ilia Trâmpițchi, Asociația Internațională a Păstrătorilor Nistrului, ECOTIRES, unde sunt 52 de membri din Moldova, inclusiv Transnistria și Ucraina, ONG-uri. Vreau să apri la unele momente principale care, în vederea mea, sunt importante. Problema secetei. Aici este propusă în strategie dezvoltare unui sistem național integrat de lacuri de acumulare a apei pentru irigare. Totodată, această apreciere nu decide problema ca tare, deoarece practic în Europa se dominează aprecierea de dezvoltării rețelei ecologice, îmbunătățirea regimului hidrologic prin restaurarea, în special, pădurilor. Împădurirea este o chestiune absolut necesară pentru Republica Moldova și aici este scrisă despre 50.000 de hectare adăugate. În realitate, doamna președinte a spus despre 1.000 de hectare până la 2030. Eu nu înțeleg de ce aici numai o jumătate este notată. Totodată, în realitate, noi nu avem 13%. Asta e pe hârtie. În realitate, noi avem păduri normale, bune, undeva 7%. Restul sunt mai mult pe hârtie sau pădurile care nu sunt valoroase din punct de vedere păstrării regimului hidrologic. Asta e problema, chestiune absolut necesară. Crearea zonelor de protecție a râurilor mici este mult mai necesară decât construcția acestor lacuri noi, unde nu va fi apă, va fi numai conflicte în cadrul bazinelor mici a râurilor, deoarece unii va lupta cu alții pentru această apă care nu este în realitate. Tăierile masive actuale sunt foarte dăunătoare. Noi acum, practic, distrugem viitorul nostru. Trebuie să fie realizată o altă soluție decât rezolvarea problemelor energetice de acum prin aceste tăieri care sunt permise și pentru anul actual și pentru anul viitor. În privința dezvoltării transportului naval, eu înțeleg că diferite ministerii au scris ce ele vrea, dar aici este vorba despre curățirea și amenajarea albiei râului Prut. Este un vis costisitor și dăunător, deoarece acest practic este interes unor business-ul tenebre pentru extragerea și vânzarea nisipului și prândișului și, în realitate, distrugerea râului. Spre bine că nu este scris ceva despre Nistru în acest caz. Totodată, în privința complexului hidroenergetic nistrean, este scris
că asigurarea funcționării complexului hidroenergetic Nistrean în realitate nu prea mult depinde de Republica Moldova și acest punct, în vederea mea, este mai bine să fie revăzut din punct de vedere cooperării cu Ucraina, pentru că situația actuală cu negocieri este destul de grea și Ucraina, practic, în mod sinistătător, a adaptat regulamentul funcționării hidronodului, care nu este plăcut pentru viitorul acestui fluviu. Totodată, atrag atenția că pași actuale în privința reformei în sfera științei nu este reflectate în această strategie. Totodată, ce este făcut acum și ce face acum guvernul, în vederea mea, este absolut străin de interesele viitorului, deoarece fără știință normală noi nu vom supraviețui sau nu vom fi o țară așa cum se cade. Iată de ce chestiunea de dezvoltare a științei în țară trebuie să fie dezvoltată mult mai detailat, pentru că lumea va înțelege ce se va întâmpla cu aceste instituțiile care se lichidează practic, deoarece eu n-am lucrat nici o zi în viața mea în sistemul Academiei de Științe. Totodată, eu cunosc foarte bine că grupurile științifice este o unitate neformală prin care știința se creează. Și dacă noi distrugem instituțiile, noi distrugem aceste grupe. Nu este clar cum va fi cooperarea cu Orizontul, alte programe științifice internaționale și așa mai departe. Iată de ce rog reflectați mult mai clar și consultați în privința viitorului științei. Vă mulțumesc mult! Domnul Trombițchi, vă mulțumesc foarte mult! Eu cred că majoritatea subiectelor pe care le-ați menționat sunt abordate într-un fel sau altul. Așteptăm comentariile să vedem dacă putem perfecționa. Dar am să rog pe doamna Cantaragiu să adauge. În același timp, vreau să vă asigur că reforma universitară care are loc este menită să crească rolul științei, să consolideze capacitățile cercetătorilor, să le ofere mai multe oportunități. Putem să nu cădem de acord asupra acestui fapt, dar timpul va arăta. Eu, din potrivă, cred că aici vom avea mult mai multe investiții, mai multe oportunități, mai multe colaborări și, în sfârșit, cercetătorii vor avea rolul potrivit în societate și în sistemul de educație. Vă mulțumesc. Doamna Cantaragiu? Da, vă mulțumesc. Domnul Trombițchi, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Împărtășesc totalmente tot ce ați spus referitor la capitolul mediului și în mare parte, de fapt, se regăsesc lucruri aici. Ceea ce ați menționat dumneavoastră referitor la gradul de împădurire, adică avansarea pe care, ambiția pe care noi ne punem, dacă sunt cifrele care le-ați spus, înseamnă că e o eroare și asta va fi rectificat, evident, că într-adevăr doar împădurirea poate să ne asigure volume de apă pe termen mediu și lung și toate celelalte mai departe la nivel de detalii, de fapt aici sunt în strategie punctate ambițiile și obiectivele generale, dar toate celelalte deja mai și desfășurat se vor regăsi inclusiv în strategia de mediu la care noi lucrăm și tot la sfârșitul anului ne-am pus obiectiv să fie aprobată. Mersi mult! Mulțumim, doamna ministră. Eu am să rog foarte, dacă cumva să reușim ca toți să aibă posibilitatea să intervină și, da, vă rog mult. Da.
Vă mulțumesc. Sunt președintele Academiei Științe, Cămicianu Ion Tighineanu. Stimate doamnă prim-ministru, onorată asistență, eu mulțumesc colegului domnului Trombischi pentru că a abordat și tema cercetării științifice. Suntem în secolul 21 și desigur că lumea se dezvoltă, lumea civilizată se dezvoltă printr-o abordare așa științifică, prin prisma abordării științifice, la bază este cercetarea științifică. Anul 2022 a fost declarat de către Asamblea Generală a Organizației Națiunilor Unite drept an internațional al științelor fundamentale pentru dezvoltare durabilă. An internațional al științelor fundamentale pentru dezvoltare durabilă. Importanța științelor fundamentale a fost menționată și la summitul de la Glasgow, unde s-au întâlnit liderii lumii în noiembrie anul trecut. Desigur că au discutat provocările și, în primul rând, efectele încălzirii globale care se văd deja cu ochiul liber și noi le vedem și ceea ce se întâmplă și acum s-a întâmplat această vară, deci cu aceste călduri, secetă, asta este, de fapt sunt consecințele încălzirii globale. Glasul savanților trebuie auzit. Vă atrag atenția la, pur și simplu, un exemplu. Timpul este foarte scump. Se apropia coronavirusul SARS-CoV-2. Noi, la Academie de Științe, încă la 6 februarie 2020, nu era niciun caz de infectare. Am bătut în clopote, am organizat mese rotunde, mai apoi am organizat conferințe cu invitarea celor mai notori specialiști din Statele Unite, din alte țări. Am discutat acele probleme. Savanții băteau în clopote că trebuie eforturile de focalizat asupra prevenirii. În final, noi luptam în primul rând consecințele. Deci, dacă țineți minte, veneau din Italia, din alte țări și un oaspete, doi infectau un sat. Asta a fost, prin asta noi am trecut. Rolul savanților este să vină în orice situație cu o abordare pur științifică și să bată în clopote, iar societatea și guvernarea împreună să găsească soluții. Vecinul, domnul Trombischi, a mai menționat și starea ecologică a râurilor și, în particular, noi cunoaștem starea ecologică deplorabilă a bazinului râului Nistru. Avem savanți notori, voi dau chiar un exemplu, doamna membru corespondent Elena Zubkov, care, știți, vara, de multe ori împreună colegii au fost, au venit, au povestit ce se întâmplă acolo. Un dezastru. Adică cercetătorii își fac datoria și ei vin și cu propuneri, soluții, dar fără implicarea guvernului, fără implicarea societății întregime, noi nu putem soluționa. Cu atât mai mult că problemele bazinului râului Nistru nu pot fi soluționate numai de Republica Moldova. Aici trebuie o conlucrare regională și, în primul rând, cu Ucraina. Eu vin cu o propunere. În multe țări sunt consilii din savanți. Noi avem deja o diasporă relativ puternică. Relativ, pentru că sunt țări după dimensiuni și populații ca Republica Moldova și unii diaspora este mai puternică. Dar avem reprezentanți care au prins rădăcini în alte țări și ar putea să ne ajute, în primul rând, prin viziuni mai largi. Avem și reprezentanți care au rădăcini în Republica Moldova. Laureatul premiului Nobel Randy Shenkman din California, Berkeley,
străbunicii după mamă sunt înmormântați în nordul Republicii Moldova. Dumnealui conlucrează cu noi. Este un expert de talie internaționale, laureată primul Nobel în medicină. Iarăși, avem alt exemplu, Ratan Lal, laureat al primului Nobel pentru pace, este specialist în agricultură, schimbări climatice, eu aș spune numărul 1 în Statele Unite. Este în bordul științific al președintelui Statelor Unite. Ei ne-ar ajuta foarte mult să creăm un consiliu științific care ne-ar ajuta prin viziuni. Chiar iată un consiliu de monitorizare a implementării acestei strategii. Și atunci, știți, prin așa personalități, noi am creat condiții de promovare a continuității. Da, guvernele se mai schimbă, dar știți, când ar fi un consiliu internațional din primele minți lucide ale lumii, eu cred că n-ar îndrăzni să spună că schimbăm radical totul. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Și noi vă mulțumim, notat propunerile dumneavoastră. Dacă mai sunt, cineva vrea să intervină? Vă rog. Doamna prim-ministru, stimate domnule secretar general, în primul rând vreau să vă felicit pentru acest efort. În sfârșit, acest document de planificare strategică prinde contur și sperăm noi că în curând va fi aprobat, fiindcă de acest document este legat practic tot cadrul de planificare strategică la nivel național. Și mă bucur că există și sprijin din partea partenerilor de dezvoltare care fac acest efort foarte focusat. Eu mi-am pregătit mai multe elemente de propuneri, observații, dar am să trec peste ele. O să avem ocazia să mai discutăm pe parcurs. Am o întrebare doar legată de contextul legat, nu știu în ce măsură deja s-a reușit identificarea unor soluții de integrare a obiectivelor legate de nou statut de țară candidată a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Și întrebarea mea cumva este legată de planul de dezvoltare, planul național de dezvoltare. În ce măsură, fiindcă strategia precedentă era cumva această idee de a integra la nivel național cele două dimensiuni, pe dezvoltarea durabilă și pe integrarea europeană. Acum, știu că există mai multe discuții și eforturi din partea guvernului de a veni cu intervenții noi care să ajuteze și la nivel național mecanismul de coordonare și de implementare și de planificare. Dar întrebarea mea este în ce măsură sau unde se va regăsi sau cum se va structura la nivel de documente de politici de implementare acest aspect legat de implementarea acordului de asociere, legat de programul nostru de armonizare a legislației și în contextul viitoarelor negocieri de aderare. Dacă înțeleg că pe moment se merge pe opțiunea de a avea un plan național sau program național de implementare a acordului de asociere, care probabil va integra și cele nouă sau noi dimensiuni sau noi priorități în contextul negocierilor de aderare sau deschiderea negocierilor și urmă negocierilor de aderare. Dar în perspectiva elaborării planului național de dezvoltare, cum se va sincroniza acest proces cu respectiv programul național de implementare a acordului de asociere? Într-adevăr, este un, cred că cea mai pertinentă întrebare pentru capacitatea instituțională de a implementa în practică ceea ce este scris și în SND, ceea ce ne propunem să facem în contextul de integrare europeană. A fost un slide care a arătat cumva cum vedem noi cadrul de planificare strategică. Până la urmă, toate obiectivele trebuie să fie integrate în Planul Național de Dezvoltare, CBTM și bugetul anual. Și, de fapt, asta se face prin structura guvernamentală, prin ministere și autorități publice centrale, care
vor avea reprezentanți în toate 33 de grupuri din negocieri. Deci aici vedem că noi avem acordul de asociere și alte angajamente internaționale care se integrează în aceste documente naționale de planificare strategică. Noi, de fapt, am revizuit SND-ul încă o dată și după ce am obținut statutul de țară candidat. Multe din reforme, noi le cunoaștem că ele trebuie făcute, le cunoaștem de mult timp, le cunoaște toată societatea. Aici mă refer în special la reforma în domeniul justiției, la reforma administrativă și creșterea capacităților instituțiilor statului și ele sunt integrate în, aceste obiective sunt integrate în strategia națională de dezvoltare. Eu sunt convinsă că dacă noi reușim implementarea în practică a strategiei naționale de dezvoltare, ea ne va aduce mult înainte în procesul de integrare european. Dar va fi un proces care se integrează în lucrul instituțiilor publice prin agenda de integrare europeană, prin lucrul grupurilor de negocieri și planificarea la nivelul instituțiilor. Așa mi se pare normal să fie. Dacă aveți alte propuneri, le putem discuta. În completare vreau să, ca răspuns, să zic despre un termen, planificare integrată. De fapt, asta și va fi răspunsul pentru a asigura că, pe de altă parte, SND-ul, el deja conține multe obiective și priorități care se regăsesc pe agenda de integrare europeană și Planul Național de Dezvoltare, de fapt, și va veni cu acest răspuns în care noi vom integra acele acțiuni care nu se regăsesc în SND, însă se regăsesc în alte documente, inclusiv documentul cu Uniunea Europeană, ele se vor găsi în acest program, Plan Național de Dezvoltare. Da, vă mulțumesc. Care întârzi, n-are microfon. Venim la timp, trebuie. Vă mulțumesc, salut toată lumea. Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și Industrie Republicii Moldova. Salut toată lumea. Stimatul domnule prim-ministru, stimați colegi, vreau să felicit guvernul și autorii pentru un document foarte profund. Cei care l-au citit din scoarță au înțeles că este un document la care s-a lucrat foarte mult și obiectivele generale și obiectivele specifice sunt reflectate aici. Eu m-aș referi încă la două subiecte care fi necesar mai profund pe viitor de lucrat. Prima ține de dezvoltare economică. Mai mult de lucrat la acest aspect. Noi, când am lucrat cu cei care au scris acest document, au luat în considerație propunerea noastră, ține de forme de alternativă de soluționare a litigiilor și ține de proprietatea muncii și de obiectivele specifice pentru întreprinde mici și mijlocii, domeniul educației la fel este ceea ce am propus noi. Dar este un capitol aici, poate lumea care ne privesc, educație, tineret, sport, tineret, dar fără sport. Vorbim aici despre creșterea puterii muncii, de creșterea speranței de viață. Colegi, fără sport, nu o să avem nici una, nici alta. Corect. Prioritatea muncii ține inclusiv și de sport, doamna prim-ministru. Eu poate sunt din așa, fost sportiv, dar vă zic, lucrați asupra acest lucru și inițiative care am spus noi cu etichetele pentru sport și așa mai departe, așa o să ridicăm prioritatea muncii. Nu o să avem prioritatea muncii, nu o să asigurăm nici creștere economică. Mulțumesc, știu că susțineți, dar haideți să facem pași concreți pe acest domeniu. Acesta este primul. A doilea, ce ține de forme de alternativă de soluționare a litigiilor. De mai mulți ani, stimați colegi, noi vorbim de acest lucru, este cea mai bună cale de a scăpa de corupție, dar la noi nicio universitate nu predă și nu pregătește arbitrii pentru arbitraj. Noi am discutat și cu Ministerul Educației mulți ani în urmă, nu este o curiculă cum să-i pregătim, nici mediatorii, mediatorii este în Ministerul Justiției, dar nu până la urmă.
atunci o să avem probleme, cum avem acum în Moldova, sunt 15 arbitraje care sunt înregistrate, lucrează numai unul. Cel de plângă Camera de Comerț și Industrie Publice Moldova. Și sunt litigi internaționale. Și acum trec la următorul pas care ați vorbit aici, de guvernarea la întreprinderile de stat, guvernarea corporativă. Unul cel mai important element. 97% din aceste întreprinderi lucrează în pierderi. Se recunoaște. Deja nu sunt 97% în presă. Dar... 94%, da. Doamna prim-ministru, să aduce pierderi la bugetul de stat și nu numai. Deci aici trebuie să vorbim. Guvernarea corporativă de 10 ani tot vorbim și nu la întreprinderi de stat și nu le aducem. La capitolul care vrem noi. Ce să sunt iarăși cheltuieli pe umerile bugetului public național și bugetului de stat. Încă un lucru la care vreau să mă refer și nu mă iau din timpul celor care ne privesc și ne ascultă acum. Domeniul de tehnologizare. Foarte bun domeniu, dar aici trebuie să fie o programă de stat. Am vorbit și domnul viceprim-ministru Turcan, o programă specială pentru întreprinderi sectorul, inclusiv sectorul privat. Aici a spus pentru o frază, dar aici trebuie foarte detaliat, domnul prim-ministru. Vrem să creștem competitivitatea companiilor autohtone, în acest domeniu este important să investim. Vă mulțumesc și întorc înapoi scaunul celor care a fost aici. O zi bună în continuare. Nu s-a inciuc, l-am văzut cu mâna întâi. Da, mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimate asistență. S-a inciuc Sergiu, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. Noi am examinat proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare Moldova 2030. O susținem. De mult ea trebuia să fie aprobată, fiindcă, practic, această strategie trebuie să ne asigure și obiectivele de dezvoltare durabilă, care tot au fost adoptate pentru perioada 2030 și acele ținte. Evident că ar fi bine ca acel grafic care a fost prezentat, el să fie respectat, această strategie să fie aprobată până la finele anului, ca ulterior, în baza ei, să fie aprobate concrete planuri de acțiune pentru a atinge țintele. Dar vreau să menționez că anul trecut noi am elaborat un raport alternativ privind implementarea țintelor obiectivului de dezvoltare durabilă, și ne-am lovit de situație când nu am găsit indicatorii statistici pentru anumite ținte, ca să evaluăm care este nivelul de realizare a lor. Ulterior, ni s-a menționat că acest lucru va fi inclus ca să avem indicatorii respectivi pentru a evalua țintele, fiindcă altfel noi nu putem să le atingem, nici nu știm la care nivel ne aflăm. La două obiective să mă refer. Primul ține de garantarea educației relevante și calitate pentru toți. Aici, doamnă prim-ministru, guvernul anual, statul cheltuie sume enorme de bani pentru formarea profesională a tinerilor. Mulți bani chiar. În realitate, ce se întâmplă în final? Că nu ajunge forță de muncă tânără în multe locuri și în localitățile rurale. Sunt două programe pentru educație și sănătate, pentru a stimula tinerii să se angajeze în câmpul muncii în localitățile rurale. Aceste plăți n-au fost indexate din 2020. Ar fi bine ca ele să fie indexate, poate dublate chiar, inclusiv nu numai indemnizația unică de 120.000 de lei și 93, dar și celelalte plăți pentru închirierea locuinței, pentru energie electrică, termică, pentru gaz, lemne, cărbune și așa mai departe. Și în opinia noastră ar fi bine ca să fie examinată situația, dar poate este necesar să stabilim aceste indemnizații și pentru cei din cultură, din asistența socială, pentru funcționarii publici, adică, dar poate și cei din sectorul real. În agricultură este vorba de zootehnie, este vorba de alte domenii. Asta ar fi bine ca să fie acest lucru realizat. Al doilea obiectiv ține de sistemul de protecție socială. Da, este bun ca cu raportul dintre pensia minimă pentru limite de vârstă să crească, să fie mai mare decât minimul de existență. De fapt, noi și asta îl asigurăm, fiindcă minimul de existență e mic. El doar asigură ca omul să trăiască, elementar. Dar și acel minim de existență trebuie să fie reexaminat, dar, domnule prim-ministru, ar trebui poate să avem un indicator care să ne asigure că salariul minim care este achitat astăzi în țară să asigure o pensie minimă. Fiindcă 3.500 de lei astăzi pe departe nu asigură o pensie minimă și în acest context statul iarăși acoperă diferența până la pensie minimală. De ce? Poate ar fi cazul mai bine să investim în salarii
Eu înțeleg că asta e imposibil de realizat într-un singur an, dar cel puțin în perioada cât va dura implementarea SND-ului. Și iarăși, salariul minim, salariul mediu din țara noastră, știm cu toții care este nivelul lui, este cel mai mic în regiune, în Europa. Evident că s-a majorat în ultimul timp și este susținut lucrul acesta. Și salutăm și deciziile care au fost adoptate ca în țara noastră să avem un salariu minim. Și ar fi bine ca acest salariu minim pentru anul viitor să fie determinat de partenerii sociali și aprobat ca la planificarea bugetară pentru anul 2023 deja să ia în considerație și la sectorul public, sectorul bugetar și în sectorul real noul cuantum care urmează să fie stabilit. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru propunerile dumneavoastră notate. Da, vă rog, dumneavoastră. Bună ziua, domnul prim-ministru, colegi. Sunt Roman Banariu, secretar general în cadrul Consiliului Național al Tineretului din Moldova. Deci, mersi pentru document destul de comprehensiv pe multe domenii, însă constatarea noastră este că totuși domnul Hare o să vă spun că tineretul nu chiar se regăsește în document și acuși vă lămuresc de ce. Da, cu păreri de bine, tineretul se regăsește foarte bine în programele ce țin și țintele legate de educație și susținerea antreprenoriatului și start-up-urilor pentru acestea. Însă, dacă să facem referire la programele deja existente în cadrul Ministerului Educației, de susținerea centrelor de tineret, infrastructura de tineret, participarea tinerilor și multe altele ce mai avem, acestea, cu păreri de rău, nu se regăsesc în document, ceea ce am sugerat să fie completat, pentru că încep cu bugetele de tineret. Pot să vă spun cu certitudine din cercetările noastre, noi și în an am avut raioane care au finanțat pe liniile cele 5 specifice pentru tineret din cadrul bugetar, 0 lei. Ce facem la nivel local cu 0 lei pentru sectorul de tineret? Dar noi vorbim despre migrația tinerilor și multe altele, da? Adică toate problemele se încep la nivel local și atât timp cât nu o să existe acele centre de tineret unde să putem face inclusiv acea educație pe parcursul vieții, noi, tinerii, nu o să-i susținem acolo, nici măcar nu o să avem infrastructura necesară pentru a asigura acel învățământ pe parcursul vieții. Da? Ceea ce ne-am mai propus este, reieșind din structura documentului și având în vedere că totuși vorbim și despre agenda 2030 a ONU, participarea tinerilor în procesele de implementare a acestei strategii și noi în 2020 cu suportul Agenției ONU și pentru asta îi mulțumesc domnului Springet, am reușit să fim parte și să atragem de fapt guvernul în campania noastră pentru promovarea Moldovei în cadrul procesului de evaluare voluntară națională, unde am adus o campanie destul de serioasă și am promovat tinerii, am avut și un raport alternativ pe tineriet. Ceea ce destul de bine a prins și guvernul s-a aliniat la acea campanie. Ceea ce noi vrem acum, inclusiv să avem o viziune de dezvoltare unei tineri, dar nu doar tineri, și civil society, am vrut să zic, societatea civilă, este parte activă a procesului de implementare a acestei strategii, prin dezvoltarea diferitor mecanisme de participare a tinerilor, cum ar fi co-managementul, care noi îl promovăm de mai mult timp, dar tot se stopează undeva. Și, respectiv, asta sunt cele mai majori, dar reieșând din faptul că totuși tinerii NIT se regăsesc ca prioritate în acțiunile care vi le propuneți, eu aș solicita politicos, poate să stabilim chiar un obiectiv specific în documentul de bază, așa cum rata tinerilor crește. În anul 2020 am avut 27,4%, dacă nu greșesc, procentajul tinerilor NIT. Anul ăsta, pentru anul trecut, BNSE raportează 30 și ceva de procente. Deci, suntem în creștere și dacă nu punem accentul mai sporit pe obiective, atunci mă tem că statisticile vor continua să crească și tinerii vor pleca mai departe. Mersi. Așa cum am... Da, mulțumim foarte mult. Încă o dată vă rog să trageți atenția la cadrul integrat de planificare și ați văzut că acolo sunt strategiile care urmează să derive din SND. Și pot să vă confirm că strategia pe tineret 2030 este în proces deja de dezvoltare și elaborare care va veni cu politici concrete în acest sens. Mulțumim, vă rog. Suntem la curent, dar din momentul în care strategia aceea va face referire la documentul ăsta care nu are nimic referire la acel document, probabil vorbim așa puțin mai volat.
Mersi mult. Eu cred că Ministerul Educației împreună cu Cancelarea de Stat, deci vom examina necesitatea, mai ales că deja se fac aceste lucruri, dacă este necesar să spunem ceva adițional conform comentariilor dumneavoastră. Mersi. Stimată doamnă prim-ministru, stimate domnule secretar general, onorată audiență, Cristina Tâșcul, Asociația Investitorilor Străini. Noi salutăm promovarea SND-ului și desigur că venim și noi cu careva propuneri de îmbunătățiri. Mă voi strădui să fiu cât se poate de succintă și punctat mă voi referi la câteva subiecte de interes prioritar. Primul ar fi educația, studiile și formarea profesională. Vreau să încep prin faptul de a exprima salutul membrilor FIA pentru reforma învățământului superior și noi declarăm încrederea că aceasta va contribui la adaptarea sistemului de învățământ la realitățile pieței forței de muncă, întrucât, din păcate, baza tehnico-materială, precum și curriculumurile existente la moment, nu corespund profilurilor necesare pentru angajatori și considerăm că productivitatea și eficiența muncii din acest motiv nu este la cel mai înalt nivel. Totodată vreau să menționez că companiile membre FIA sunt promotori activi și susțin considerabil învățământul dual, oferind studenților cunoștințele și competențele necesare încadrării în cadrul companiilor, acolo unde tinerii specialiști trebuie să meargă și să activeze nemijlocit după absolvire. Un alt subiect de interes primordial este încrederea în justiție, edificarea unui sistem de justiție echitabil, despre aceasta vorbim în nenumărate rânduri. De asemenea, în Cartea Albă, ediția 2021, Asociația Investitorilor Străini a venit cu un șir de propuneri care deja la moment sunt în proces de implementare și acest lucru ne bucură foarte mult. Aici menționăm asigurarea unui proces transparent de verificare și selectare a judecătorilor, a procurorilor și colaboratorilor organelor de drept. De asemenea, aș vrea să fac referință la un alt subiect, cum ar fi îmbunătățirea sănătății populației prin contribuția activă a unui sistem de sănătate modern și eficient, e-transformare, digitalizare, despre care se vorbește atât de mult. Am citit foarte atent SND la capitolul sănătate, dar nu am găsit nicăieri transformarea asistenței medicale prin digitalizare în aspectul introducerii dosarului electronic al pacientului. Noi vorbim despre aceasta de foarte mult timp și, de fapt, dosarul electronic al pacientului ar fi dosarul medical care conține date de la nașterea persoanei cu toate înregistrările pe parcursul vieții. Din păcate, la moment avem cartelele medicale care știm cu toții că nu sunt foarte eficiente și nu se poate duce o evidență foarte clară a întregului parcurs medical a unei persoane. La acest capitol am vrea să adăugăm și necesitatea interoperabilității sistemelor. Noi avem foarte multe sisteme integrate de sănătate, dar ele, din păcate, nu sunt interoperabile. De asemenea, vreau să fac referire la capitolul politici și management în domeniul macroeconomic și un punct foarte important în viziunea noastră este descurajarea tranzacțiilor în numerar și formalizarea activității deținătorilor de patente de întreprinzător. Acesta este un instrument eficient în albirea și transparentizarea economiei pe care noi îl susținem evident. Un alt punct ar fi dezvoltarea durabilă a agriculturii. Este foarte important să promovăm un nou cod funciar care deja la moment proiectul acestuia este la Ministerul de Resort, care ar reglementa problemele ce țin de utilizarea rațională și eficientă a resurselor funciare, precum și pașaportizarea masivelor agricole, care este un subiect sensibil, dar foarte important. Totodată, monitorizarea obligatorie a solamentului și instituirea cerințelor minime față de prelucrarea terenurilor în funcție de cultura din asolament. Un subiect foarte sensibil discutat în ultima vreme este subvenționarea ramurii sfeclei de zahăr. Există foarte multe substraturi la acest capitol și, din păcate, la moment, Republica Moldova riscă să devină din țară producător și exportator de sfeclă de zahăr, poate să devină o țară cu statut de importator și este foarte important să ne referim la acest aspect. Și ultimul subiect, dar nu mai puțin important, este securitatea și
și eficiența energetică despre care s-a vorbit atât de mult. În contextul creșterii pe plan internațional a prețurilor, noi venim cu propunerea și cu solicitarea respectuoasă de a susține producătorii autohtoni care utilizează produse energetice în procesul de producere a mărfurilor prin scutirea de accize la importul produselor energetice, cum ar fi, de exemplu, păcura. Acestea fiind spuse, noi o să revenim cu propunerile noastre în scris. Mulțumesc! Mersi foarte mult. Doar vreau să menționez că suntem pe ultima sută de metri în elaborarea politicii fiscale și acolo vom discuta despre măsurile potrivite fiscale în contextul crizei, dar în ceea ce privește restul, am notat și vom sublinia elementele mai specifice. Deși dosarul electronic este promovat, noi avem activități în guvern și în special în Ministerul Sănătății pentru a promova digitalizarea. Poate ar fi cazul, pur și simplu, să descriem un pic mai bine în SND. Mulțumim mult. Eu, ținând cont de timpul care este, propun să acordăm posibilitatea încă la două întrebări și apoi să trecem la următorul punct. Mulțumesc mult, stimată doamnă prim-ministră, onorată asistență, sunt Oxana Gumene, adjunctă avocatului poporului. Suntem foarte recunoscători că pe această strategia a lucrat așa de mult și ea este, anume este centrată pe om. Așadar, noi ca instituția care apără drepturile omului vedem că această abordare prin prisma drepturilor omului este reprezentată fragmentar în unele obiective și domenii și propunem că o să fie inclusă și în analiza situației existente, o analiză care reflectă situația drepturilor omului în Republica Moldova. Colegii din oficiu au venit cu această propunere și dumneavoastră dacă o să studiați și o să vedeți că este posibil de include, o să fie foarte bine. Avocații poporului au subliniat că în capitolul 5 direcții de politici și intervenție prioritare tot posibil poate fi inclus un subcapitol care ține de drepturile omului și egalitate de gen. Au venit cu 12 propuneri, cred că nu o să dau citire de toate, pentru că dumneavoastră o să analizați. De la ceea ce a spus domnul Sergiu, ce ține de dezvoltarea culturii sportive până la capacitarea populației în domeniul drepturilor omului și tuturor specialiștilor, că toate strategiile, legislația și mecanismele elaborate să fie abordate prin această prismă. Ce ține de viziuni specifice, tot colegii au intervenit la fiecare capitol cu unele suplimentare, anume legate de problematica drepturilor omului, de exemplu, la e-transforma guvernării societății și economiei. Reiterăm că protecția demnității umane și apărarea drepturilor omului și libertăților, în special dreptul la protecția datelor cu caracter personal a persoanelor sau, de exemplu, accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, da, acestor servicii. La reforma justiției, de exemplu, este foarte important că noi totuși o să gândim și la justiția juvenilă și o să fie instituite conceptul de tribunale specializate pe cazuri conexe drepturilor copiilor, pentru că este un domeniu foarte specific și copiii deseori sunt foarte traumatizați în aceste procese și chiar merită de a fi gândit pe următorii 10 ani o să ieșim cu niște soluții. Dacă vorbim de alte elemente specifice care nu au fost abordate în această strategie, tot ombudsmanii au venit cu nouă propuneri, tot nu o să dau toate citirii, dar una din ele cred că
este și acum foarte acută, ce ține de analiza și viziunea dezvoltării și reintegrării regiunii din stânga Nistrului. Pentru că noi acum avem o situație legată de așa numit cod penal, da, așa zis cod penal, care pedepsește sau poate pedepsi persoanele care scriu la alte instituții sau în alte țări dacă sunt încălcate drepturile omului în această regiune, da? Tot documentul de politici nu a luat în considerație o viziune de dezvoltare și integrare a persoanelor străine care vin în Republica Moldova și noi suntem, da, sub coasta, avem un război și evident că fluxul de refugiați este mare și poate și o să fie și mai mare. Oamenii care rămân pe teritoriul Republicii Moldova trebuie să fie reintegrați și în muncă și în educație. Și propunem ca aceste momente o să fie luate în vedere. Mulțumesc mult și sper că poziția ombudsmanului și ombudsmanului pentru drepturile copilului o să fie văzută și în strategia Moldova 2030. Mulțumesc mult! Și noi vă mulțumim! Mai avem timp, așa cum am anunțat, una în sală și colegii vrem să-i întreb dacă, fiindcă erau niște probleme tehnice de conectare online, era un doritor să intervină, ne spuneți dacă putem să-l conectăm și apoi încă o întrebare pentru sală. Da, vă rog, dacă să facem conectare online, dacă e posibil. Domnul Osaci, da? Ne auziți? I appreciate it. Sau impunere de corda de centralizare administrativă. De fapt, noi, Congresul Autorităților Locale de Moldova, pentru strategie precedentă de reforma administrației publice, am propus așa o viziune care a fost inclusă în această strategie, de fapt, descentralizarea puterii, care în Moldova am văzut ca o paradigmă, de fapt, pentru toate dezvoltarea în țară și care include descentralizarea nu numai la nivel local, dar descentralizarea la popor, anume prin descentralizarea la putere judecătorească, la mass media, la societate civilă și descentralizare economică inclusiv. Deci, democratizarea nu depinde de siguranță. Deci, este un concept mult mai larg decât pur și simplu descentralizarea de la central la local. Referitor câteva momente strategice, nume referitor la strategie ca atare și la toate strategiile celelalte care avem în țară. Bine, deja suntem speriați când vedem o strategie, se pare că locuiesc cum, locuiesc activitățile, locuiesc reformele. Și ca atare este destul de sperietoare acest joc de strategii, fiindcă se uite despre aceste strategii a doua zi după ce au fost aprobate, de ce niciodată nu sunt raportate pe aceste strategii și așa mai departe. Mai ales pe aceste strategiile atât de generale precum aceasta, mai ales pe dumneavoastră încă ați menționat și program care urmează în urmă, dar înțelegem perfect și dumneavoastră singur ați spus cât de ocupați sunteți, cât de mare eforturi aveți nevoie de resurse umane acolo pentru extinderea focului, pentru managementul crizei. Și atunci întrebarea apare, la ce folos nu trebuie atâtea strategii, atâtea documente, că nu avem ce facem? Mai degrabă ne apucăm într-adevăr de reformele concrete, pe teren. Și am auzit azi un argument că parcă și pentru partenerii străini, pentru partenerii internaționale, aceste strategii reprezintă ceva. Sincer, nu văd că este așa. Opinia personală, poate că, dar din experiența mea, eu nu văd că deja cumpăr partenerii noștri internaționali toate aceste strategii
de mult înțeleg că este înlocuirea mai degrabă activităților acestei strategii și mult mai de folos să fie dacă noi prezentăm lor o, într-adevăr, un plan de lucru foarte și foarte concret pe anumite domenii, pe reforma afacerilor, pe reforma business-ului, pe reforma administrației publice, pe reforma administrației publice locale, deci pe domenii foarte și foarte concrete unde ei cunosc, unde ei pot să vin cu ajutor, cu resursele financiare ca să ne ajute să implementeze anume aceste puncte foarte și foarte concrete, fără niște strategii globale pentru care nu sunt resursele deloc, care anul 2030 nici nu putem să vorbim cu oamenii că lor nu le pasă 2030. Pe dânșii le interesează ieri mai degrabă sau azi cel puțin, că tot trebuie de făcut. Știți perfect și fără mine toate acestea. Documentele, mai ales de această strategie, apropo, asta nu este nicio critică în adresa guvernului sau cuiva, fiindcă asta e practica acceptată în mai multe țări și nu ține mai mult de guvernul Republicii Moldova decât de celelalte țări. Pur și simplu participăm noi și la nivel de Uniunea Europeană cu colegii noștri pe aceste strategii, inclusiv și pentru celelalte țări. De obicei, ele sunt goale, ele sunt, reprezint lista dorianțelor sau dorințelor care ies absolut în ruptură totală cu instrumentele, cum le obținem. Da, putem să spunem că dorim o sărăcie să scade de la 25% până la 10%. Dar asta e un, spunem așa, un vis, da, ca un vis e bine, dar ca strategie asta e absolut nimic. Fiindcă, în primul rând, trebuie să enumerăm acolo și foarte, și foarte detaliat ce trebuie să facem pentru atingerea acestui rezultat. Mai ales că înțelegem cu toții cu prăbușirea economiei globale, inclusiv în principalii partenerii noștri din Uniunea Europeană. Iarna să fie extraordinar de gravă, nu numai pentru noi, dar și pentru ei. Și întrebarea este dacă ei vor avea resurse pentru dânșii singuri, nimai vorbind pentru țările precum Moldova. Și apropo, ca o propunere... Da. În prima mea funcție în serviciu public, da, am stat la bazele primei strategii naționale de dezvoltare. Și înțeleg perfect ce spuneți. În același timp, fără o strategie națională de dezvoltare, deci ea este necesară, dar nu este suficient. Deci, da, avem nevoie și de cadrul instituțional care să-l implementeze, avem nevoie de un angajament. Pot să vă dau exemplu mai fericit a strategiei educației din 2013, am impresia, care a fost tradusă și în codul educației și a stat la bază la mai multe reforme în educație ulterior. Dar, într-adevăr, strategiile nu sunt răspuns, dar fără strategie nu există nici predictibilitate pentru toți membrii societății a acțiunilor pe termen scurt, nici cumva nu putem ajunge la concretică. Pentru că, de exemplu, dacă toată societatea este de acord că avem nevoie de pod la Ungheni, Leova și un pod mai mare la Giurgiulești, dumneavoastră veți putea să spuneți, dar de ce n-ați pus studiu de fizibilitate pentru podul din Leova, de exemplu? Sau dacă am inclus în strategia națională de dezvoltare un obiectiv pe descentralizare, când vom veni cu, nu știu, anumite subiecte legate de competențele proprii, va trebui și dumneavoastră și noi să fim foarte sinceri dacă mergem pe descentralizare sau nu. Deci, eu înțeleg ce spuneți, dar dacă puteți să ne dați și propunerile concrete, pentru că referitor la inflația de strategii și programe, toți cunoaștem și importantă este implementare. Mersi. Da, mulțumesc, doamna prim-ministru, este inflația enormă, foarte bun cuvânt, spre regret, nu să scade deloc, invers, se accelerează. Dar la concret, câteva propuneri, apropo, vorbiți de societatea.
Domnul Osace, ne scuzați, vă rog, suntem deja, am trecut deja acel... Vă rog frumos, ne expediați încă o dată, cum și-am menționat, că noi mai avem încă 2 sau 3 zile, deci până pe 1 septembrie urmarea acestei ședințe, noi așteptăm propunerile în formă scrisă, eventual acele care au fost vociferate, la fel sunt înregistrate, de aceea ne scuzați, vă rog frumos, și vă mulțumim foarte mult pentru intervenție. Mai avem o ultimă întrebare? Da, exact, vă rog să ne le expediați în formă scrisă. Nu, acum, dacă are propuneri concrete. Vă rog, ultima întrebare din sală. Bună ziua, Mihaela Negru, Moldova IT Park. Fiindcă am ascultat și am notat chiar și unele propuneri de la colegi din alte domenii, vreau să atrag atenția asupra subiectului de sectorul IT, fiindcă Moldova IT Park este mandatată legal ca să sporească competitivitatea sectorului. Noi mai detaliat ne-am exprimat propunerile și sugestiile în aviz, dar aș vrea oricum să fac o atenție pe câteva puncte care structural le-am vedea mai detaliate în următorul plan, de exemplu, de dezvoltare. Și fiindcă am văzut cumva sectorul IT identificat în 2 dintre direcțiile de dezvoltare, ne bucură faptul că aici ele sunt menționate ca și rezultate finale, da, utilizarea tehnologiilor, facilitarea adoptării tehnologiilor în circuit economic, însă trebuie să atragem atenția și la probleme de structură cu care se confruntă, de fapt, companiile din business-urile IT, și anume despre previzibilitatea regulilor de joc. Aici ne referim la cadrul legal, inclusiv care este vizat Parcul Moldova IT Park, dar și problema asigurării de talente. Și aici am vedea pe termen scurt soluționarea muncii la distanță, atât pentru angajații companiilor IT, dar și pentru cei care nu au trecut niciodată hotarul țării. Pe termen lung sau pe termen mediu am vedea acțiuni care ar contribui la retenția de talente IT atât din țara noastră, dar și atragerea talentelor din diasporă, cu elemente de educație. Tot s-a discutat aici și n-aș vrea să atrag multă atenție, dar ar fi iarăși aceeași creștere a numărului de studenți atât din Moldova cât și din afară. Noi am identificat și posibilitatea acordării cu învățământul dual, dar cel puțin ne-am dorit să vedem mai multe programe de reconversie profesională, și s-a mai discutat, dar și aici vrem să accentuăm schimbări în programe atât școlare și universitare pentru dezvoltarea competențelor digitale care vor fi utilizate în sectoarele care produc valoare adăugată. Un alt accent ar fi pe ceea ce noi discutăm despre transformarea digitală, și aici am vrea să punem focus pe transformarea digitală sau digitalizarea proceselor din mediul de afaceri, pentru că noi discutăm despre utilizarea tehnologiilor, dar trebuie să punem în conexiune IT-ul și non-IT-ul, pentru ca să creștem gradul de adoptare a tehnologiilor și atunci să nu mai exportăm peste 80% din valoarea adăugată IT-ului, dar să-l utilizăm și în economia națională. Și s-a pus accent și pe cercetare, dezvoltare. Aici și noi ne concentrăm atenția, pentru că nu putem să vorbim în termen lung despre inovații și dezvoltarea de noi soluții dacă nu o să urmărim indicatori de investiții în cercetare, dezvoltare și a business-ului și a companiilor. Cam astea sunt pe scurt ceea ce noi am vrut să scoatem în evidență. Poate o să revenim și suplimentar cu noi propuneri la avizul pe care l-am dat. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim! Conform agendei, era planificat sau este planificat prezentarea agendei anticriză a Guvernului, așa cum a fost anunțată de doamna prim-ministră, însă din deja am trecut termenul alocat, de aceea pe scurt mă voi referi la acest document.
De fapt, acest document este un document viu, la care ne l-am setat noi ca guvernare și de care ne conducem. De ce unele acțiuni sau măsuri din acea agendă deja nu se mai regăsesc, fiind deja implementate, pe care societatea o cunoaște, dar în același timp rămân unele acțiuni la care noi lucrăm. În general, documentul este e structurat în așa fel încât să arate care sunt acțiunile sau măsurile imediate la care guvernul lucrează și acțiunile pe termen scurt. Acțiunile pe termen scurt ne referim la cele până la sfârșitul anului curent și acțiuni necesare sau măsuri a fi întreprinse pe parcursul anului viitor. De aceea, aici nu veți regăsi, deci documentul care noi îl vom face public după ședința de astăzi, veți găsi, de fapt, el e structurat în patru arii importante de intervenție care sunt corelate la acele crize care ne afectează acum, dar vorbim de patru blocuri de măsuri. Este primul bloc ține de asigurarea securității alimentare a țării, al doilea este asigurarea eficienței sau securității energetice, al treilea reziliența economică și al patrulea bloc ține de protecția socială. Deci sunt patru blocuri de măsuri. Aici nu veți regăsi, așa cum a menționat doamna prim-ministră, acțiuni sau măsuri care vizează politica fiscală, care suntem acum pe ultima sută de metri și va fi completat acest document, plus măsurile care veți găsi, măsuri care chiar și ieri au fost aprobate în ședință de guvern. De aceea vă rugăm foarte mult să vă uitați peste acest document și dacă vă regăsiți cu anumite sugestii și propuneri pentru acest document, noi vom aprecia foarte mult. Aceasta am vrut doar să zic despre acest document și vă mulțumim foarte mult. Doamna prim-ministră, în încheiere, cred că cam ajungem deja la punctul final al ședinței de astăzi. În primul rând, eu vreau să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că sunteți activi și vă pasă. Încă o dată, repet, noi deja am primit înainte de acest eveniment de consultare, am primit circa 100 de pagini de comentarii și așteptăm în următoarele zile comentarii adiționale pe care le aveți. După cum am spus, am setat deadline-ul de 1 septembrie sau sfârșitul săptămânii viitoare, să spunem așa. Și vă asigur că în acest document este pus mult suflet și multă intenție sinceră. Eu cred că aceasta se vede când documentul se citește și exact această abordare o vom aplica și examinării comentariilor care au venit deja sau vor veni în adresa guvernului. Cred că este simbolic faptul că noi discutăm această strategie în ajunul zilei independenței și eu foarte mult sper ca noi toți împreună, ca și societate, nu doar guvernul, dar societatea civilă, sectorul privat, tinerii, diferite categorii ale populației. Deci noi împreună să punem umărul la dezvoltarea Moldovei. Ne dorim ca să avem toți niște proiecte majore, strategice pentru țară, care să fie implementate indiferent de ce se întâmplă, indiferent de ciclurile electorale. Vă dau doar un exemplu. Eu cred că era foarte clar pentru multă lume că proiectul de construcție a linii electrice de tensiune înaltă Chișinău-Vulcănești era un proiect strategic pentru țară. Am semnat acordurile de finanțare încă în 2019. Dacă se implementau conform planului care era în 2019, astăzi eram într-o situație mult mai bună. Deci să nu lăsăm aceste proiecte strategice de interconectare, de
dezvoltarea infrastructurii podurilor, de dezvoltarea infrastructurii localităților, de construcția stațiilor de epurare, de împădurire. Deci să nu lăsăm ca aceste proiecte să fie politizate sau să fie uitate în dependență de circumstanțele zilei. Și aici avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Eu vă asigur de buna intenție a guvernului, eu vă asigur că noi vom lua în serios toate comentariile care au venit și vă îndemn să punem toți umărul la implementarea acestor obiective centrate pe om care sunt înscrise în Strategia Națională de Dezvoltare. Încă o dată repet că aceasta nu înseamnă că noi încercăm să înlocuim anumite acțiuni. Dumneavoastră știți, noi de fapt în ultima perioadă, din păcate, trebuie să luăm decizii rapide și să implementăm și acțiuni și proiecte în mod de urgență, care uneori nu oferă suficientă predictibilitate. Și avem și această agendă anticriză care se schimbă regulat și unde introducem acțiuni noi și lucrăm la lucruri pe termen scurt, dar este important să interiorizăm și aceste proiecte pe termen lung și să ne asigurăm că ceea ce facem azi este încă un pas spre prosperitatea, reziliența de mâine și spre o Moldovă europeană. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc!